Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă rețetă alături de zahăr bod, un zahăr cu tradiție de la 1889. Astăzi vom face o prăjitură apreciată, iubită și drăgită de toți românii și nu numai. Prăjitura tăvălită în sos de ciocolată, acoperită cu un strat generos de cocos sau Lemington, cum îi mai spune. Dar până să ne apucăm de treabă, haideți să vedem și restul ingredientelor. Pentru blat vom avea nevoie de 185 de grame de făină albă tip 00, 10 grame de praf de copt, 40 de grame de amidon alimentar din porumb, 200 de grame de unt cu minimum 80% grăsime, 230 de grame de zahăr bod, 2 lingurițe de extract de vanilie, 3 ouă întregi și 125 de ml de lapte. Pentru sirop, 400 de grame de zahăr, 200 de grame de ciocolată neagră cu 70% conținut de cacao, 15 grame de unt, 200 de ml de lapte și 300 de grame de fulgi de cocos. În bolul unui robot de bucătărie punem absolut toate ingredientele pentru blat. Untul trebuie să fie lichid, dar nu cald, ouăle și laptele la temperatura camerei, de asemenea și celelalte ingrediente. Mixăm până obținem o compoziție omogenă, ușor lichidă și bine legată. Turnăm compoziția într-o formă dreptunghiulară de 20x25 cm, tapetată cu hârtie de copt. Nivelăm frumos, iar apoi la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 30-35 de minute sau până trece testul scobitorii. Scoatem din cuptor, lăsăm să se tempereze în tava în care s-a copt, după care răsturnăm pe un grătar și lăsăm să se răcească complet. Într-o crăticioară punem laptele, zahărul și fierbem la foc mic până se topește complet. Apoi adăugăm untul, ciocolata. Lăsăm 2-3 minute, după care omogenizăm. După ce blatul s-a răcit, cu ajutorul unui cuțit bine ascuțit, îndepărtăm marginile și tăiem în bucăți egale. Trecem fiecare bucățică de prăjitură prin sosul de ciocolată, scurgem bine, apoi tăvălim prin cocos. Dragii mei, am ajuns la finalul rețetei de astăzi, prăjitura tăvălită sau Lemington arată așa, vă invit să o testați, iar până la o nouă rețetă vă doresc numai bine. La revedere!